Ce face acest episod prin a plânge? Deoarece eu deja l-am început. Am filmat vreun sfert de oră și nu s-a înregistrat ecranul. Mine se pâng. Haideți, apăsați cocolai ca să-mi treacă plânsul serios acum, pentru că am făcut aici foarte frumos și animăluțele au fost alături de mine. Haideți să vă arăt ce am făcut. V-am pus aici pizza, că mi-ați cerut pizza, pentru că în episodul de astăzi facem ce au cerut abonații. Avem aici un carnețel pe care mi-am scris toate chestiile pe care le vreți voi. Stand cu suc și popcorn. Stați să vă arăt. Avem stand cu o grămadă de popcorn și v-am pus aici, uitați ce am făcut eu cu mânuța mea. După indicațiile voastre am pus aici suc de mere, suc de portocale, suc de struguri, suc de portocală cu fructul pasiunii și vă întrebam dacă ați mâncat vreodată fructul pasiunii, dacă ați avut vreodată ocazia să gustați. Eu cred că am gustat odată, dar mi s-a părut că are gust a gel de duș. Ziceți în comentarii dacă voi ați gustat. V-am pus aici suc proaspăt de portocală cu gheață și lui Beni a fost mega poftă când l-am pus. Așa, văd că acum nu mai este aici. V-am pus apă pentru că mi-ați cerut aici, am carnețelul, mi-ați scris că vreți să vă pun apă, mai multă pizza și ați vrut și o telecomandă cu care să închideți și să deschideți aici. Și toți pofticioșii ăștia stăteau aici lângă mine. Uite, e somn la Bonita, hai să o luăm în brațe. Așa, și să o punem aici să facă nani. Uite, uite, ăsta este patul tău. Deci mie nu vine să cred că la vârsta ta, Bonita, trebuie să te pun să faci nani. Așa. Nu vrei să faci nani aici? Dar unde vrei? Cred că ea vrea să facă nani în casă. Haideți să o luăm și să o ducem să facă nani în casă. Bine? Pentru că zice că, mami, eu nu pot să mă concentrez aici. Aici stăm și ne uităm la film. Aici ne relaxăm. Dar nani noi nu facem aici, facem în casă. Uite, stai pe patul lui Ben, bine? Nu, nu vrei să stai pe patul lui Ben. Haideți să o ducem... Să o ducem în zona aia, pentru că ei acolo îi place să facă nani. Aoleu, am căzut în piscină. Uite așa. Deschidem. Așa. Ben. Ben face nani aici. Știți ce? Bonita, va trebui să-ți facem un pătuț nou. Ca să ai tu unde să faci nani. Uite, hai să punem aici. Hai să-ți punem aici un locușor al tău, bine? Hai să punem aici o canapeluță pentru Bonita, că trebuie să ne ocupăm de ea. Așa este când ai animăluțe, trebuie să te ocupi de ele mai întâi. Hai să vedem ce canapeluță îți place ție și să fie confortabilă. Hai să o punem pe asta. Large să fie. Oh, cu rozi. Hai să punem mami aici cu rozi. Deși ești băiețel, cred că eu îți pun cu rozi. Nu știu ce e Bonita, băiețel, fetiță, habar n-am ce-i. Dar îi punem așa că îi place. Place mie. Dar unde să punem? Să punem acolo. Hai să punem, uite, aici, în zona asta. Uite așa, Bonita. Hai, de unde ești? Cuciu, 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 cuciu. Bonita? Boni? Bă, unde sunt toate animăluțele astea? Cocolicilor, unde au dispărut animăluțele? Uite, fac nani. Ăsta face nani. Rajesh face nani. Lăbuță, unde este Lăbuță? Bonita, bravo, bravo, bine. Hai, hai să stia, mami. Haide, haide să o luăm pe Bonita și să-i arătăm noul ei pătuț. Bine, hai să o ducem. Uite, ia și fă nani aici. Hai că Ben face nani dincolo. Ăsta e pătuțul tău, e moale, e confortabil. Fă-i nani în el, că-ți place. Așa. Ce cute, cum s-a pus așa să facă nani. Îi place noul ei pătuț. Bravo, Bonita, tu ia și fă-i nani că eu mă duc și fac acolo frumos, bine? Și uitați, cocolișilor, fără să... Fără să pot să înregistrez, am făcut aici curat, ia uitați, am luat o grămadă de iarbă și ia uitați cine se joacă aici. Măi, măi, ce frumos se joacă! Nu pot să cred că se joacă cu șoricelul. A prins șoricelul! Ia uitați-l cum a prins! A mers la vânătoare noaptea! Nu pot să cred, credeți că o să-l prindă? Haide că ținem pumnii, eu și Cocolic și ținem pumnii! Mai cum sare și șoricelul ăsta. Hai, du-te, du-te, du-te și prinde-l. Du-te, fugi, 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 fugi. Oh, l-a prins la colț. Băi, deci eu nu am mai văzut până acum, de când ne jucăm House Flipper, nu am mai văzut pisicuțele să iasă la vânătoare. Haide, haide, știu că ăsta este șoricelul de jucărie, dar ea a ieșit la vânătoare. Hai, hai, prinde, 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 prinde-l. Prinde-l, că poți.
Te duci să-l prinzi? Nu mai vrei? Nu mai vrei? Frățiorul tău face nani, tu te-ai jucat. Așa, și vă ziceam că am făcut aici foarte frumos, am tuns toată iarba asta și am găsit aici un bălegăreț și era lui Ben, că el a fost cel care a fugit când l-a văzut. Și v-am pus aici și cuptor de pizza ca să facem aici frumos. Așa că vânt toate buruienile astea și și tai copacii. Asta e nu cu barosul, cu toporul. Uite așa, tăiem aici frumos. Sper să nu fie niciun animăluț ca să-i dau peste el. Unde? Ah, uite că s-a trezit Rajesh. Și a făcut somnul de frumusețe și acum vine. Ok, bravo, n-a fost nimeni acolo, sper. Oh! Cine a făcut acest bălegăreț? Îl face cumva Rajesh? 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 Nu, Rajesh doar se întindea. Mamă, bine că nu s-a întins în acest bălegăreț. Eu cred că este al bunitei. Este al tău, iubita, așa este? Măi, ce somn este, nu mai poate de somn, frate. Cât de mult doarme rasa asta, aveți idee? Stați că am pe aici niște buruieni și vreau să le tai pe toate. Nu cumva să rămână ceva aici la castel. Pentru că asta va fi zona în care vă voi face foc de tabără. Că ați spus neapărat că vreți foc de tabără. Stați, văd. Stai, pe hartă mi-arată un bălegăreț, dar unde-i? Deci mă duc. Ai, în casă. Este acel bălegăreț pe care l-a făcut Ben data trecută. Ben, ăsta este patul bunitei. Acum înțeleg, Ben este un furăcios. El fură toate paturile din casă și bunita de-aia doarme săraca pe unde apucă. Ben, uite aici avem un bălegăreț. Păi da, normal că nu-ți mai place patul ăsta, Ben, odată ce ai făcut un bălegăreț aici și miroase. Eu îl înțeleg, dar totuși, nu trebuie să o lăsăm pe bunita fără pat, că abia i-am pus unul nou. Hai să vedem cum intră patul acesta. Uite-o, țărăcuța! Du-te! Haide, te iau în brațe și te pun pe patul ăsta, vrei? De-aia nu voia ea, că mirosea. Hai, nu mai vrei aici, că miroase, trebuie să spăl pe jos. Patul acesta este compromis. Ben l-a compromis. Ben, hai să te mângâi puțin că e tare dulce. Dar nu mai fura patul, că nu este al tău. Hai să ne ducem afară. Deci asta este zona de cinema. Acolo, în partea aia. Aici vreau să facem loc de joacă pentru animăluțe. Că așa ați spus că vreți, da? Ok, și aici vom face o zonă de relaxare. Că așa ați spus, că vreți să vă relaxați și să fii frumos. Și pentru asta trebuie să dărâmăm și copacul acesta. Să-l tăiem, că nu este el prea frumos. Vreau să vă pun copaci mai frumoși. Așa, dați-vă la o parte, dă-te la o parte, bunita. Perfect. Așa, perfect. Și acum, aici ați spus că vreți niște corturi și niște șezlonguri. Da? Facem și aici o zonă de grătărel. Uite așa, aici e o zonă de pizza. Mamă, ce șmecherie. Hai să scriu aici barbecue. Barbecue. Stai, barbecue. Așa. Așa, ia să vedem. Bă, dar nu numai ăsta. Așa? Nu? Grill. Cred că grill scriem. Așa, grill este. Ok, ce grătar vreți să vă pun? Se pare că ăsta este mai șmecheruț. Pentru că are și o masă aici pe care poți să-ți pregătești. Ia uite-te. Aici se prepară șmecherii. Ia uitați. Ce fain o să fie. Hai să vă pun și o măsuță. Ce ziceți? Vă pun o măsuță cu umbreluță. Da, o măsuță cu umbreluță și niște șezlunguri. Hai să ne ducem aici la grădină și să vedem aici la mobilier. Mamă, aici sunt chestii noi, după cum vedeți. Ia uitați, aici avem o canapeluță super bengoasă. Wow, dar ce culoare. Că am zis că afară mergem pe verde, așa este. Hai să vedem ce culori sunt. Oh, dar e fain și... Uite așa, este destul de drăguț așa. Stai. Putem să punem pernele, uite așa. Aha, ce bine arată. Stați că arată prea bine, uite. Mamă!
Ok, dar unde vă punem? Stai să vedem ce facem, cum facem. Uite așa. Măi, deci nu știu exact cum să facem. Cum să poziționăm aici, pentru că ați spus că vreți... știți ceva? Eu le pun deocamdată așa. Și vedem exact cum le poziționăm. Da? Vă pun și niște fotolii dintre astea, care arată foarte bine. Dar unde sunt? Uite astea. Tot așa cu verde. Pernele verzi și baza verde. Uite așa. Am să vă pun două fotolii din astea. Pun unul aici și unul aici. Momentan. Vedem după aia cum le aranjăm. Așa. O măsuță cu umbrelă. Da. Și ce să vă mai punem aici? Șezlonguri aveți sus ca să vă bronzați. Nu vă bronzați aici ca să vă vadă lumea. O măsuță dă foarte bine. Uite, asta este foarte frumoasă. Pe culoarea asta, să zicem. Da, uite, se potrivește de minune. Vă place, vă place. Și o măsuță cu umbrelă. Știu că era una incorporată. Uite, uite, asta e frumoasă. Așa, ce drăguț. Și umbrela să fie și a verde. Mamă. Uite aici, și mâncați în timp ce vă uitați la... la mare. Ce poți fi mai frumos de ta? Și o să fac și niște corturi. Dar deocamdată le-am pus doar așa, aleatoriu. Nu este încă modelul. Nu rămâne așa. U, ce fain e ăsta! Hai să punem la cinema un dintre ăsta. Ce ziceți? Pentru că... poate cineva vrea să se uite la film din ăsta. Dar hai să vedem. S-ar putea să ocupe cam mult spațiu. Cred că mai era și altfel. Ia, ăsta este cam, ocupă cam mult spațiu. S-ar putea să mai existe și altul. Ok, dar ce fel de scaune să punem noi la masă? Aveți idee? Uite, ăsta este destul de drăguț. Și putem să-l punem pe cremul ăsta. Dar n-avem cu verde. Hai, crem cu alb. Sună bine? Ia să vedem, s-ar putea să fie prea mare. Este prea mare, bă, fraților. Dar ce scaune îl punem noi ca să vă luați masa? Unde este? Chairs. Așa, ia. Găsim ceva scaunel mititel și drăguțel. Ăsta este? Ia să vedem pe ce culoare. Pe... uhu, poate să... putem să le punem colorate, dar uite, chestia este că nu se potrivește. Trebuie să punem altfel de... ăsta s-ar putea să se potrivească, ia. Hm? Da, se potrivește destul de ok. Ok, și pot să vă pun colorate. Unul mov, unul pițu bătrân, unul pițu tânăr. Și le punem deocamdată așa și vedem exact după aia cum le organizăm. Unul cu galben. Da? Așa. Și încă unul cu roșu. Arată bine. Perfect. Le-am pus deocamdată așa și vedem exact ce locație le găsim la fiecare. Trebuie să le dăm un layout. Ați spus că vreți fire. Vreți un foc de tabără. Bine, mă, uite, hai să punem și câteva lemne pentru pizza. Ia uite-te. Ia uite-te, trebuie să punem aici mai multe lemne ca să facem pizza pe lemne. Vedeți? O să fie o gustoasă, o pizza senzațională. Acum nu știu care dintre voi se oferă să o facă. Fireworks, avem și artificii? What? Și unde le dăm? Pe cer! Putem să punem artificii pe cer! Hai să le punem aici, deasupra la cinema. What? Că nu mă așteptam la chestia asta. Voi le vedeți? Incredibil! Haide! Vă plac artificiile? Uite! Lui Ben i s-a făcut frică! I s-a făcut frică lui Ben de artificii. Stați că mai avem și alte culori. Bă, costă scump, scump. Ok, avem cu steluțe colorate. Uite, le punem aici. Nu mă așteptam să avem artificii. Wow, unde m-am pus? M-am pus pe umbrelă. M-am cocoțat pe umbrelă. Ok. Uite, ați văzut-o? Ați văzut-o pe PC? Stai, stai, stai să vă arăt. Ia uitați. A venit aici și ele au venit. Le plac scaunele. Ce mi-e drag de ele că s-au așezat. Oh my god, va trebui să împărțiți cu ele mâncarea pentru că sunt pofticioase. Bun. Vreți foc de tabără? Fire, cred că pit. Ia să vedem. Așa. Ba nu, ăsta e sand pit. Dar stai să vedem aici, ne ducem la decorations. Ia să vedem, aici trebuie să fie.
ăsta, oare? Aici se poate face un foc? Da! Oh my god! Ok, hai să vedem. Ăsta îl punem aici și să vedem exact cum organizăm treaba, da? Deci, acest cuptor, eu zic să stea aici la colț. Punem lemnele mai aproape ca să le aveți acolo, să faceți un foc fain și să iasă pizza gustoasă, rumenită așa, dar nu arsă. Ok. Grătărelul ăsta, eu zic să-l punem aici. Uite așa. Da? Asta este zona de grătar. Aș putea să vă pun și un covoraș, vedem. Sau nu covoraș neapărat, pavele dintre alea, vedem noi. Acum, măsuța asta... Măi, te dai la o parte? Tu te dai la o parte? Aș pun eu undeva în zona asta. Așa. Hai să punem și umbreluța. Ia uite-te. Bonita! Ca de obicei, eu nu pot să fac nimic pentru că Bonita îmi stă în cale. Bonita, mi-i scăpă dulețul! Haide, 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 haide. Mă, uite, ai mai îngrășat, Bonito. Ok. Eu cred că de la atâta nani se cam îngrașă fata. Fata băiețel. Câte scaune să punem? Hai să vedem câte în cap. Am pus două deocamdată. Îl punem și pe al treilea. Haide așa. Oare ne lasă... Ne lasă pisicuța. Bă, nu pot să mut. Nu pot să mut. Odată ce e asta, nu pot să mut. Nu mă lasă. Zice, acesta este scaunul meu și îmi rămâne mie. Va trebui să-ți alegi altă culoare. Bine, mă, bine. Uite, mi-aleg altă culoare. Uite, mi-aleg unul verde. E bine așa? Așa. Ok? Și mai punem aici încă unul. Culoarea... Albastru. Hai că până acum n-am avut albastru. Și ăla ți-l las ție, dacă chiar așa insiști. Ia uite-te. Ăsta s-a pus pe... Rageș s-a pus aici. Bine, mă, te las. Dacă îți place și insiști... Aha, că s-a dat. Dar acum vreau să-l vând. Că n-am ce să fac cu atâtea scaune. Ok. Și acum, canapeluța asta... Să vedem. Poate o punem, uite, în zona asta... Dar stai să vedem unde punem noi canapeluța, că totuși nu aș vrea să... Dar mai punem canapeluța aici sau o punem... Eu aș zice totuși să nu mai punem aici canapeluță și să vă pun niște corturi, că ați zis că ați vrea ceva corturi. Uite-te, hai să punem aici un foc de tabără, bine? Și în jurul lui să fie ceva corturi, că așa ați spus voi. Hai să scriu tent. Așa. Și ia să vedem ce corturi avem. Avem următoarele, ăsta, care vine pe mai multe culori, îl știți. Ia, uite-te, putem să-l facem ceva de genul acesta? Arată superb. Wow! Și voi, cocolișilor, veți sta aici și veți auzi valurile mării. Și veți sta la povești. Ia, uitați, dar nu știu sincer, e bine să punem... focul așa, așa este. Stai să vedem ce culoare mai punem. Oranj cu roz. Sună foarte bine. Oranj cu rozul ăsta. Uite așa. Ia să vedem. Mamă, ce drăguț. V-am făcut corturi. Mergem la camping. E bun? Vai, ce fain. Și aici o să spunem noi povești. Ok. Știți ceva, vreo poveste? Ok, punem ăla. Ce culoare să mai punem? Hai să punem unul albastru cu cu roz. Nu, albastru cu verde. E bun așa? Hai să punem albastru cu verde. Dar avem deja unul albastru. Ce culoare să punem baza? Să punem baza galbenă. Uite așa. Arată senzațional. Ok. Unde ești, măi, cortule? Hai că e super aici. Eu zic că trei corturi ajung. Așa este, ca să putem să avem priveliștea mai bună. Și aici știți ce? Hai să punem și pentru animăluțe. Să punem o... Să aibă și ele aici. O canapeluță mică, așa gen. Dacă vor și ele să facă camping. Mamă, dar pe care să o punem? Stai să vedem. Asta? Să o punem pe asta? Ia uite-te, cu roșu?
Nu cred că se potrivește aici. Mama mia, dar unde să punem? Aici nu știu ce să fac fix în zona asta. I-am pus acolo o canapeluță. Cine vrea să se ducă acolo să se relaxeze. Dar totuși nu punem canapeluță, punem ceva mai cozy așa. Uite-te, asta, haide, că dacă și așa se bat pe ea, înseamnă că o fi foarte faină. O punem pe verde și... Uite așa, galben și ăsta să fie perfect. Gata! Mamă! Băi, dar super tare este! Ia uitați ce frumos se încadrează zona asta de picnic. Este superb! Bonita, vii să faci și tu? Nu picnic, camping? Vii să faci camping? Haide, vino, vino, vino. Haide, curaj! Ce avem aici? O minge! Ține, du-te după minge. Așa, fă-i niște spor că te-ai cam îngrășat. Ne duci înapoi? Mulțumesc! Îți dăm așa o mângâială și îți dăm și un truit. Hai să vedem. Poftim! Pentru că ai fost bună. Și să nu scadă totuși prea mult slăninuța. Ok, ăsta a fost episodul pentru astăzi. Mi-a plăcut foarte tare. Ziceți în comentarii ce să mai facem, ce să mai punem, pentru că zona asta chiar mai are nevoie de lucrat la ea. Putem să punem și niște flori pe aici, pe gard, și niște copăcei. Da, uite, sincer, aici vreau să pun acum un copac. Hai să mă duc puțin la grădină și să văd trees, plants. Unde ești? Tropical? Nu. Deci vreau să mă duc plants, dar nu știu exact cum găsesc. Vreau un copac foarte frumos și mare și șmecher pe care să-l putem pune aici. Dacă deocamdată nu-l găsesc, o să-l punem noi data viitoare. Ideea este că arată super bine. Uite și Bonita este foarte fericită. Vreau să apăsați butonul de like și să scrieți în comentarii ce vreți să mai facem, pentru că eu fac cum vreți voi, bine? Bine atunci, v-am pupat și ne vedem data viitoare! Pa!